Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aici, versetele 1 și 2 sunt despărțite în limba noastră dar în engleză sunt conectate. Așadar, versetul 2 completează versetul 1 pentru a înțelege mai ușor ce este jerfa. Versetul 2 explică metodele specifice de a face jerfa vie și de a trăi o viață creștină corectă înaintea lui Dumnezeu în timp ce trăim în această lume. În primul rând, ne spune să nu ne conformăm acestui viac, acest viac este aici un cuvânt diferit de această lume. Este o lume fără Dumnezeu. Există fluxul păcatului, iar această tendință este numită acest viac. După ce Cain a fost dat afară de Dumnezeu, el a creat un oraș. A construit un oraș. A crescut numărul de oameni și a dezvoltat cultura, dar a creat o lume fără Dumnezeu. Ceea ce avem în ziua de astăzi este la fel. De atunci se numește Estul Edenului. Oamenii au trăit tot mai departe spre Est, tot mai departe de Dumnezeu, iar oamenii din lumea de astăzi nici măcar nu știu că există un Dumnezeu, dar în acest oraș al lui Cain s-a dezvoltat civilizația, la fel și cultura, era oameni care cântau la flaut și oameni care făceau mașini, așa este scris în Biblie. Civilizația culturală era foarte dezvoltată la acea vreme, atât civilizația cât și cultura erau foarte dezvoltate. În plus, existau cei care creșteau vite, Fraților, în acea vreme nu mâncau carne, atunci de ce creșteau vite pentru a face piele? Dacă încercați odată pielea de vacă, veți vedea ce elegant arată, nu i așa? Și moda era dezvoltată industria, dar nu exista Dumnezeu. Este un loc debordant de, bordant, de pofta cărnii, pofta ochilor și mândria vieții. Fiind plin de dorințe umane, curge din nou și din nou în funcție de curgerea fiecărui fiecărei viac. Odată mă aflam pe podul râului Han când acesta și-a ieșit din matcă și râul a curs cu atâta forță încât atunci când am citit acest cuvânt, am putut înțelege perfect cuvântul veac. Acest cuvânt, veac. În acest veac, dorințele pătrund lumea cu atâta forță. Și uneori prețurile imobiliare cresc, deci la ce se gândesc atunci mereu oamenii? Bunurile imobiliare, bunurile imobiliare, nu? Prețul casei, prețul casei. Sau de exemplu, acțiunile cresc din nou. De ce sunt interesați atunci cei de acolo? Acțiuni, 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 viața bursieră, bitcoin, orice dramă, celebrități, tot ce devine viral. Există tot felul de interese, orice lucru bun care există, toată lumea se adună acolo, nu? Când prețurile acțiunilor, imobiliarele și lumea în general fluctuează, toată lumea este influențată de asta. Asta este ceea ce numim viac. Dar Lumea încă curge în acest fel. Fraților, apa curge de la Marea Galilei la Marea Moartă, nu-i așa? Ce este mai mare, Marea Galilei sau Marea Moartă? Marea Moartă este mult mai mare. Dar lucrul uimitor este că nu există niciun pește în Marea Moartă deoarece concentrația de sare este atât de mare încât peștii nu pot supraviețui. Cu toate acestea, dacă apa curge din râul Iordan și acești pești nuată până la Marea Galilei, atunci ei trăiesc. Ce s-ar întâmpla dacă ar pluti și ar pluti până ar ajunge la gura Mării Galilei din cauza forța ap forței apei? Vor muri, nu-i așa? Fraților, ce este credința? Este să te agheți de cuvânt și să mergi împotriva influenței lumii, urcând și urcând, chiar dacă te simți pierdut și știi că este dificil să urci. Cu toate acestea, a trăi în conformitate cu curentul Acestei lumi este mult mai convenabil. Ar fi foarte bine, pur și simplu, plutești, nu trebuie să faci nimic. Dar dacă ne uităm după aceea, în locul unde ajungem este Marea Moartă. Această experiență se poate descrie într-un cuvânt, secularizare. Imaginea creștinilor în derivă și imitând lumea este secularizarea. Dar, cum apare secularizarea? Ea nu apare în hainele mele sau acțiunile mele sau cuvintele mele în primul rând, ci se întâmplă din inimă. Atunci când atitudinea de a limita pe Dumnezeu și de a te dărui lui Dumnezeu dispare din inimă, secularizarea începe să aibă loc. Asta face ca coronavirusul să fie atât de periculos, vrei să faci ceva, dar nu te lasă. În mijlocul pandemiei, ai putut vedea cât de mult au crescut prețurile locuințelor și ale acțiunilor, și sunt atâtea lucruri distractive care pot fi făcute chiar și fără să te miști, nu? Poți câștiga un premiu Oscar, poți câștiga un premiu de nu știu ce, și se vede cât de mult s-a dezvoltat cultura coreană. Cu un singur clic apar milioane de căutări, și avem întotdeauna acces la cât de multe ferestre dorim, și se vede constant aceste lucruri fără sens. Trăim într-o epocă în care creștinii nu mai pot să gândească rațional, așa că, puțin câte puțin, lucrurile lumii încep să se infiltreze în mine, și, fără să-mi dau seama, mă trezesc citind altceva în locul Bibliei. În loc să mă rog, mă gândesc la alte lucruri. Lucrez cu jumătate de normă, în loc să slujesc în Biserică. Și abia dacă mai ascult știrile despre ce se întâmplă în Biserică. Șederea noastră la biserică ajunge să se considere una scurtă. Fraților, gândiți-vă la asta. Acum. Hai să ne gândim la potopul lui Noe. La momentul potopului lui Noe era perioada în care existau cei mai mulți oameni. La acea vreme, lumea era cea mai dezvoltată. Civilizația era de asemenea foarte dezvoltată. Dacă căutați puțin, se pare că acest timp este umitor, dar dintr-o dată s-a prăbușit. De ce s-a prăbușit? Mulți oameni au murit din cauza unei inundații bruște. De ce s-a prăbușit? Există un motiv mai important decât numărul mare de oameni și anume că urmașul credinței. Urmașul credinței ah, i-am uitat dintr-o dată numele, este Set, nu? Set, da, sa, Set, cel de-al treilea. Când descendenții lui Set, descendenții credinței, s-au căsătorit cu descendenții lui Cain, credința s-a secularizat. Acesta este motivul suprem pentru care au fost ruinați. Hai să ne gândim la Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora erau foarte dezvoltate la acea vreme. Erau cele mai dezvoltate orașe. Au comis Multe păcate, dar care este cea mai mare problemă la acea vreme? Avram s-a gândit în acest fel, nu? Deoarece Lot era acolo, numărul s-a redus de la 50, 45, 40, 30, 20 și 10. El a crezut că cel puțin 10 oameni au primit mântuirea. Lot, cele două fiice ale sale și ginerii lui și câți servitori avea? Cam 300 de servitori, asta înseamnă mai mult de 300 de oameni. Lot a avut succes acolo. Cel care stă la ușă înseamnă că este un judecător, înseamnă că a avut succes. Dar el nu a putut nici măcar să vorbească la soția sa sau la cele două fiice ale sale sau la ginerii săi. Nici măcar nu a putut să i evangelizeze sau să-și păstreze credința lui singur, dar să evangelizeze, nu? În cele din urmă așuat. Uitați-vă la Israel, hai să ne gândim la Israel. A fost cel mai dezvoltat oraș în timpul lui Isus, dar a fost complet ruinat. Complet. Gândiți-vă cu atenție: când Israel a fost distrus de Babilon, de ce a ieșuat Israelul? Pentru că nu exista niciun om neprihănit. Pentru că nu exista niciun om neprihănit. Fraților, trăim acum în ultimele zile. Trăim în ultima epocă. Este cea mai populată epocă din lume și cea mai dezvoltată epocă din întreaga istorie, iar standardele lui Dumnezeu cad din ce în ce mai jos decât noi credem. Crima de adulter a dispărut, homosexualitatea este adoptată ca o lege antidiscriminare, multe standarde morale stabilite de Dumnezeu se prăbușesc. Dar știți ce este cu adevărat grav? când fiul omului va veni, va găsi el credință? Va exista măcar o singură persoană salvată care, asemenea unei vătuve disperate, să aibă o inimă cu adevărat sinceră și să trăiască o viață creștină din toată inima? Isus spune această întrebare. Dacă această lume este rapid ruinată, cine este de vină? Fraților. Nu trebuie să căutăm în altă parte pentru a afla că această lume se apropie cu adevărat de sfârșit. Dacă inima mea este ruinată. Aceasta este ruina. Dacă sunt secularizat, acesta este sfârșitul. Cu toate acestea, pe măsură ce se apropie sfârșitul vremurilor, oamenii au din ce în ce mai puține șanse de a trăi o viață creștină, din cauza dorinței lor de a trăi o viață bună pentru educație, locuință și prosperitatea copiilor lor, din cauza diferitelor probleme economice, a creșterii prețurilor. Ei nu știu ce valori sunt cu adevărat importante, ce este important în această lume. Ei întreabă de ce creștinii suntem atât de exigenți când studenții universitari ajung în primul an, le se dea să bea. Nu le pasă dacă vor să bea sau nu, nu? Chiar dacă te duci la muncă, îți dau alcool, nu te lasă să mergi la biserică din cauza coronavirusului, iar oamenii din funcții publice sunt concediați dacă merg, ei chiar semnează un acord și li se interzice să meargă. Cu toate acestea, ei vor încerca să distrugă complet identitatea credinței noastre, ei încearcă să distrugă complet stima de sine și credința creștinilor ni se permite să trăim adaptându-ne la lume, dar nu trebuie să facem asta. Asta s-a întâmplat în timpul pandemiei de coronavirus, dar nu se știe ce s-ar putea întâmpla după 1, 2 sau 3 ani în felul acesta. Voi cunoașteți modul în care se, gătește, se gătește broaștele în Franța. Pui apă la fiert, deasupra unui foc și nu se știe cât de încet fierbe. Se pune o brască înăuntru și la început broasca încearcă să iasă, iar apoi după ce se încălzește un pic, înoată mai încet și tot mai încet și apoi când se încălzește vezi că plutește pe apă și după un timp ce se întâmplă? Gata. Ce s-a întâmplat apoi? A murit. Cunosc pe cineva care și-a părăsit treptat viața de credință și nu a mai reapărut, așa că m-am dus într-o zi să-l vizitez și nu a avut nicio reacție. Am vorbit despre cruce, despre mântuire, despre orice, dar această persoană nu se gândea la nimic, nu avea nicio reacție, era mort. Murise încet, cu încet, cu încet, cu încet. Misionarii vin aici uneori acesta este motivul pentru care evangeliștii vorbesc în particular cu misionarii. Dacă vin aici odată la câțiva ani, sunt foarte surprinși când ajung în Corea. Ei spun că este diferite de zilele din trecut, este diferit de cum era înainte, mintea și gândurile s-au schimbat foarte mult. Fraților, dacă trăiți așa în lume, S-ar putea să ajungeți să vă uitați destinul și să abandonați totul. Trebuie să ne trezim.